în caz de un eveniment important la noi, la Reșița, un eveniment susținut de conducerea primăriei Reșița și Consiliul Local al municipiului nostru. Este vorba de premierea unui număr de 24 de cupluri care au 50 de ani de căsnicie, 50 de ani petrecuți împreună. Primăria și Consiliul Local a pregătit diplome, a pregătit atenții bănești pentru doamne Flori și, bineînțeles, o a doua parte. Cred eu că suntem în asentimentul oaspeților noștri. Aș vrea să trăiască și dânsii și noi evenimente similare pe care le-au petrecut și le-au trăit acum 50 de ani. Este ziua de astăzi, după 50 de ani, cum este cu domnul? E o zi foarte, foarte frumoasă, și afară e frumos, și aici e frumos, și noi așa. Care este secretul reușitei? Secretul reușitei este o viață ponderată și fără prea multe griji. Dacă avem griji prea multe, iar nu e bine și timpul ne face... Ne dăm mai înapoi. Ce sfat dacă vrei la tinerilor pescăriți? Păi să ajungă și ei să împlinească ca noi 50 de ani de căsătorie și încolo o viață fericită să aibă și să ne urmeze sfaturile care le avem și conduita care am avut-o și noi, că să ajungem la cea, să ajungă și ei la aceeași vârstă ca și noi. Astăzi mă bucur în numele meu personal și sunt reprezentantul administrației locale, Consiliul Local. Particip cu mare plăcere și cu emoție la întâlnirea cu dumneavoastră, cei care ne puteți fi părinți, ne puteți fi bunici, cei care au adus o contribuție importantă pentru a reuși să se câștige un renume, să fie un oraș respectat. Pentru toate acestea vă mulțumesc cu dumneavoastră, cu oaspeții noștri dragi de astăzi, care în această perioadă vă bucurați și sărbătoriți împreună, domnul, doamne, perechi, cei 50 de ani de căsnicie petrecuți împreună, la bine, la greu. Dumnezeu știe cum au trecut acești 5 ani. Sunt sigur că sunt momente emoționante, sunt clipe frumoase de care dumneavoastră vă aduceți aminte. Cu siguranță mai sunt și momente grele, specifice toate vieții pe care am trăit-o, vieții de zi cu zi. Noi, cei care astăzi avem răspunde în diferite locuri, la diverse instituții, dumneavoastră, pentru noi să facem și dumneavoastră, să facem și noi la rândul nostru pentru cei mai tine. În semn de respect și bineînțeles pentru doamne lor. Într-o sală alătura, parte specifică nunții, ca să spun așa, este vorba de un drama. Aici, cu instalații de sonorizare, putem să punem muzică, așa cum spunea o doamnă, că la nuntă se și tarisează, se spune muzică. Noi nu ne adaptăm să fie multe Gheorghe și Dominica. Bună ziua, să ne spuneți, vă rog, cum e, care e secretul căsniciei de 50 de ani? Păi, să ne iubim, să ne înțelegem soțul cu soția, să fim de acord, să nu... Deci, să ne înțelegem ca... Cum au trecut anii?
ani și mai greu și mai bine. Deci n-a fost așa ușor. Până la vârsta asta n-a fost așa ușor. Doamna, ce zice? Cum a fost? A fost și mai greu și mai bine, așa în căsnicie, totdeauna, să fie înțelegere, bine. Vă mai amintiți cum l-ați cunoscut pe soț în urmă cu 50 de ani? Da, l-am cunoscut. El intră într-un sat, eu sunt din altul sat, l-am cunoscut la o nuntă în sat acolo la noi. Și ne-am căsătorit și am fugit cu el, că părinții n-au știut, la Reșița, că el era la Reșița aici, și am fugit cu el, am avut 18 ani. Am făcut 3 copii, o fetiță și 2 băieți, am o nepoțică, ce să vă spun. Am muncit la construcții, 25 de ani, el iar la fel, amândoi împreună. Ne-am înțeles bine. Mâine încheiat 70 de ani, dar nu știu ce-i palma de la el, niciodată. Am vrut să văd cum iese vreodată, dar nu ne-am dat ocazie unul la altul. Ne-am înțeles foarte bine. Este secretul unei căsnicii atât de lungi, în ziua de azi mai rar. Eu știu, înțelegere, toleranță, să trecem cu bine și când e mai rău și când e mai bine. Cum le-ați cunoscut pe soț, vă amintiți? Da, am venit de la țară aici, stăteam la fratele meu și el lucra acolo, era uzină acolo. Și acolo ne-am întâlnit și ne-am cunoscut. Eu zbănățean, că el moldovean. Soțul, ce spune, cum au fost anii aceștia? Frumos, foarte frumos. Ne-am înțeles, ne-am ajutat reciproc. Un sfat pentru tinerii din ziua de azi? Le-aș da un sfat ca să ne urmeze pe noi. Familia dumneavoastră ca noi, dacă puteți ca mine, că eu trebuie să...